Robbie Coltrane, actorul care l-a întruchipat pe Hagrid din seria Harry Potter, a murit la vârsta de 72 de ani. Actorul scoțian a devenit celebru cu rolul psihologului criminalist Fizz din serialul de televiziune Cracker, difuzat și în România. Notorietatea incontestabilă i-a adus-o însă rolul din Harry Potter. Coltrane a câștigat premiul BAFTA pentru cel mai bun actor de televiziune în 1994, 1995 și 1996 pentru acest rol.